Mulțumim presei că ați dat curs invitației noastre. Oameni buni, duminică este ziua în care ne decidem viitorul. Vom decide dacă alegem la conducere deputați care vor munci pentru viitorul nostru sau deputați care ne fură viitorul. Alegerea este simplă. Oameni cinstiți sau hoți în fruntea țării. Victoria cetățenilor în fața hoților este foarte și foarte aproape. Însă victoria depinde de noi. Ea nu va cădea din pod. Depinde de fiecare vot. Duminică, haideți să dăm țării o majoritate parlamentară care să muncească pentru oameni. Să creștem pensiile, să deschidem locuri de muncă, să dezvoltăm satele, să trăim alături de copii acasă, să fim mândri de țara noastră. Hoții s-au unit și vor să ne împiedice să câștigăm alegerile. Nu le dați voie unor corupți să ne fure viitorul. Stimați cetățeni, agricultori, profesori, medici, polițiști, angajați în sectorul public, oameni din sate și orașe, tineri, vârstnici, dragi concetățeni din diaspora, haideți să ne unim eforturile și să schimbăm destinul țării noastre. În prezidențiale, societatea s-a unit și a ales un președinte bun. Pe 11 iulie alegem echipa președintelui Maia Sandu și pornim vremurile bune. Duminică ieșim neapărat la vot și votăm PAS. Vă mulțumesc! Dragi cetățeni, PAS a venit în această campanie cu un program profesionist și măsuri concrete care pot construi o Moldovă a vremurilor bune. PAS își asumă să pornească o veritabilă reformă a justiției și să începem cu pedepsirea celor mai mari hoți. Suntem gata din primele zile să modificăm Constituția pentru a confisca averile ilegale a funcționarilor și demnitarilor și pentru a exclude imunitatea deputaților pentru acte de corupție. În primele 100 de zile vom crește pensia minimă la 2000 de lei. Vom asigura creșterea salariului mediu la 15.000 de lei până în 2025. Și vom aduce fonduri pentru dezvoltarea satelor noastre. Vom îndeplini pașii necesari pentru integrarea europeană și vom dezvolta relații puternice cu toate statele lumii. Suntem gata să realizăm 22 de proiecte mari de infrastructură și de investiții, de reparare a drumurilor, de gazificare, de renovare a școlilor și grădiniților, de construcție a podurilor peste Prut și peste Nistru și a două spitale regionale. Vom face acțiuni imediate pentru ca toți cetățenii onești să trăiască mai bine acasă. Avem o echipă puternică care știe ce trebuie de făcut din prima zi. Pentru a îndeplini aceste promisiuni avem nevoie de votul vostru. Avem nevoie de o majoritate parlamentară care să numească un guvern bun, stabil, fără certuri, fără împărțieli, fără riscul permanent ca guvernul să fie dat jos. Avem nevoie de majoritate în Parlament care să lucreze pentru aceeași viziune de țară alături de Maia Sandu. Pe 11 iulie, de votul dumneavoastră, dragi cetățeni, depinde ca în următorii 4 ani să oferim țării o guvernare care va munci pentru oameni. Vă mulțumesc! Dragi cetățeni, dragi pedagogi, dumneavoastră cunoașteți cel mai bine că viitorul unei țări depinde de educație și cultură. Și tot dumneavoastră cunoașteți foarte bine că, în afară de familie, nivelul de educație și cultură depinde de cine, ce și cum oferă în educație. Adică de dumneavoastră depinde totul, dragi pedagogi. De prea mulți ani dumneavoastră ați fost lăsați în urmă. Ați fost șantajați politic. Nu vi s-au creat condițiile necesare pentru ca să vă puteți ocupa de misiunea dumneavoastră principală, educația tinerii generații.
pentru echipa PAS și președintele Maia Sandu, educația a fost mereu în prim plan. Avem planuri mari în domeniul educației, dar pentru a le îndeplini avem nevoie de o majoritate parlamentară căreia îi pasă de educație. Planificăm măsuri concrete de îmbunătățire a calității în sistemul educațional, măsuri concrete de refacere a prestigiului cadrelor didactice, așa cum merită. Vom reuși împreună să adoptăm aceste măsuri pentru ca să asigurăm toate instituțiile noastre cu cadre didactice, personal competent și bine pregătit, prin măsuri de creștere a salariilor, prin creșterea indemnizației pentru tinerii specialiști, prin creșterea compensațiilor pentru materiale și creștere profesională a dumneavoastră. Vom crea un fond pentru inovații în educație și vom investi într-un centru pentru educație și leadership. Avem planuri mari, însă pentru a le putea realiza, împreună, trebuie să punem umărul, noi toți. Stimați profesori, stimați angajați din domeniul educației, numai prin votul dumneavoastră putem împreună, din data de 11 iulie, să începem munca pentru a asigura un viitor mai bun copiilor noștri. Mulțumesc! Stimați cetățeni, dragi colegi, afacerile interne ale țării, poliția de frontieră, salvatorii și pompierii înseamnă siguranța cetățeanului și a comunității. Cu părere de rău, pe parcursul anilor, acest domeniu a fost în mare parte supus unui control politic. Este strigător la cer felul în care un ministru de interne și conducătorii a unor structuri din cadrul MAI fac campanie electorală pentru frăția penalelor. La fel strigător la cer este faptul că reformele sunt sabotate, iar asta stagnează construirea unor instituții puternice și independente în care cetățenii să aibă încredere că îi vor proteja. Ajunge acest dezmeț. Echipa PAS va elimina controlul politic din instituțiile de stat, astfel ca nimeni să nu fie impus să îndeplinească ordinele ilegale. Vom elimina din sistem oamenii corupți și compromiși. Iar promovarea în funcție va fi numai pe criterii de profesionalism și integritate. Vom trece de la modelul represiv la modelul serviciilor de calitate acordate cetățenilor. Vom asigura o mai bună pregătire profesională și dotarea ofițerilor pentru descoperirea infracțiunilor, pentru asigurarea ordinii publice și gestionarea eficientă a frontierei de stat. Vom dezvolta un mecanism eficient de protecție socială și juridică pentru polițiste și pentru tinerii polițiști. Dragi colegi, mă adresez către dumneavoastră, polițiști de frontieră, salvatori și pompieri. PAS va proteja toți angajații onești și împreună vom munci pentru siguranța cetățenilor. Voi, ca nimeni altul, știți cât de important este să lucrezi într-o echipă, să ai la conducere oameni onești și oameni care se țin de cuvânt. În noiembrie anul trecut, împreună am ales o președintă, comandant suprem al forțelor armate, care se ține de cuvânt. Haideți să alegem un parlament integru, dar pentru asta avem nevoie de votul dumneavoastră. Avem nevoie de votul dumneavoastră pentru a avea o majoritate parlamentară onestă și curată, care va avea curajul să facă ordine în țară. Vă îndemn! Pe 11 iulie, votați PAS! Stimați lucrători medicali, în ultimii ani am trecut prin vremuri foarte dificile, prin mari greutăți.
alături de dumneavoastră, am fost pe prima linie unde am acordat asistență tuturor pacienților care au avut nevoie de ajutorul nostru. Împreună ne-am bucurat de fiecare viață salvată. Am deplâns fiecare viață pierdută. Urmează ca tot împreună să contribuim la schimbarea atât de mult așteptată în sistemul medical. Această schimbare va fi coordonată și armonioasă cu toate celelalte schimbări care se vor face paralel în țara noastră. Cum tratamentul unui pacient se face cu mâinile curate, tot așa și activitatea în cadrul instituțiilor statului, în cadrul spitalelor, tot se face cu mâinile curate. În acest sens, împreună cu echipa PAS, avem un program de modernizare și de eficientizare a sistemului medical pentru ca fiecare pacient să beneficieze de o asistență medicală mai bună, mai performantă, iar cadrele medicale să poată activa în condiții decente, cu dotări de ultimă oră și să fie motivați să lucreze calitativ. Sunt preconizate proiecte mari de infrastructură, cum ar fi spitalele regionale, care vor apropia serviciile de înaltă performanță mai aproape de pacienți. Modernizarea și dotarea spitalelor raionale pentru ca fiecare beneficiar să aibă cât mai aproape de casă toate cele necesare pentru tratamentul maladiilor. Vom motiva tinerii specialiști să nu plece din țară, dar să rămână să lucreze aici, acasă, alături de familiile și copiii lor. Prin creșterea indemnizațiilor, prin îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin creșterea prestigiului profesiunii de medic, de asistentă medicală, de lucrător medical. Nu trebuie să rămânem pasivi. Fiecare dintre noi trebuie și poate contribui personal la această atât de așteptată schimbare. Pe 11 iulie ieșim cu toții la vot pentru a vota schimbarea. Pe 11 iulie votăm PAS. Mulți stimați cetățeni, dragi femei, dragi mame, surori și bunici, voi sunteți acelea care ați știut de fiecare dată să stați de strajă familiilor și copiilor noștri. Voi sunteți acelea care știți ce înseamnă puterea și curajul de a face imposibilul pentru o persoană dragă. Voi sunteți acele care știți prețuirea familiei. De aceea, duminică noi nu trebuie să facem imposibil. Trebuie doar să mergem la vot. Prin vot avem posibilitatea să oferim familiilor și copiilor noștri un trai decent, un trai mai bun, aici, acasă. Și nu împrăștiați prin toate colțurile lumii. Noi trebuie să ne ajutăm țara în așa momente dificile. Republica Moldova are nevoie de o echipă bine pregătită, cu un program profesionist care să fie asumat și implementat. Echipa PAS este această echipă care va veni cu modernizarea Republicii Moldova. Pentru familiile Republicii Moldova, echipa PAS va majora indemnizația la nașterea copilului și va majora alocația pentru creșterea copiilor din familiile social vulnerabile. Va renova cel puțin 500 grădinițe și repararea blocurilor sanitare și a cantinelor în toate școlile și grădinițele din țară.
va acorda salarii egale pentru muncă egală, pentru ca femeile să nu fie plătite mai puțin pentru aceeași muncă. Totodată va fi asigurat un program flexibil de muncă, așa încât părinții să poată petrece împreună cu copiii timp calitativ, timp prețios. Totodată vom contribui la combaterea violenței în familie și vom promova implicarea femeilor în afaceri. Haideți să facem aceste lucruri minunate împreună, ca o familie puternică. Dragi femei, să nu lăsăm pe altcineva să ne decidă viitorul. Să alegem noi, pentru copii și pentru familiile noastre. Să alegem un parlament onest, care nu-și va bate joc de oameni și va face exact ceea ce v-a promis. Pe 11 iulie votăm echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, echipa care va avea grijă de oameni, de familii, de copii și de această țară. Mulțumesc! Stimați agricultori, oameni buni, în această campanie electorală am avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri din domeniul agroindustrial, înțelegând perfect importanța legilor parlamentare și că turul 2 nu va fi. Aceștia au confirmat că vor oferi sprijin masiv Partidului Acțiune și Solidaritate, astfel sprijinind președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Agricultorii, această mare familie care s-a unit, formând o forță de temut pentru politicienii corupți și hoți, sunt motivați și determinați să aducă schimbarea până la capăt. Nu au uitat cum culiocarii i-au tratat cu dispreț și aroganță, numindu-i bețivi și profitori, și cum au fost hărțuiți cu dosare și purtați pe drumuri pentru simplu motiv că au protestat. Stimați agricultori, echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, în viitorul Parlament, va porni vremuri bune în domeniul agroindustrial. Vom majora fondul de subvenționare până la 1,5 miliarde lei anual și vom schimba regulamentul de acordare a subvențiilor, care acum este mai mult în beneficiu celor mai bogați, fiind distribuit după criteriul cel ce are se va mai da, cel ce are se va lua și puținul care îl are. Vom sprijini producătorii care vor investi în agricultura de valoare înaltă și tehnologii de producere și procesare. Vom sprijini gospodăriile de fermieri mici și mijlocii care oferă locuri de muncă în localitățile rurale. Vom negocia sprijin în cadrul parteneriatului estic al Uniunii Europene pentru agricultura și dezvoltarea rurală, ce va facilita crearea locurilor de muncă. Vom negocia cote mai mari de export pe piața Uniunii Europene și alte țări pentru produsele agroalimentare. Vom crea la nivel regional centre agroalimentare moderne, inclusiv vom dezvolta infrastructura post-recoltă, depozitare și logistică. Vom stopa abuzul marilor intermediari și monopoliști și vom lupta cu schemele din domeniul petrolier. Vom lupta împotriva controlelor abuzive și vom suspenda obligațiile fiscale și procedurile de executare silită în privința gospodăriilor țărănești inactive. Concetățeni, au rămas 2 zile până la alegeri, doar 2 zile pentru a face o alegere corectă. Vă îndemn să nu-i votați pe cei care au condus țara timp de 30 de ani, mulți din ei îmbătrânind în Parlament, divizându-ne pe criterii de limbă și naționalitate, în proruși și pro-europeni, stânga și dreapta, unioniști stataliști, iar ei elaborând scheme prin care au furat și sărăcit acest popor. Ieșim la vot să oprim schemele, cuțiile, trădările și minciunile. Votăm Partidul Acțiunii Solidaritate, un partid care va munci pentru a continua și a sprijini efortul președintelui Maia Sandu de a îmbunătăți viața cetățenilor din Republica Moldova. Votăm PAS! Dragi oameni din diasporă, sunt parte a diasporei, parte din sutele de mii de oameni plecați departe de casă. Trăiesc de ani buni durerea celor rămași în Moldova. Furați, sărăciți, alungați de hoții care s-au oplușit la conducere și nu vor să plece. Acești hoți au frică de noi, de diasporă,
Ei ne-au numit paraleli, ei ne-au spus că nu mai avem dreptul să votăm, ei au spus că dacă am plecat, nu mai avem niciun drept. Noi însă ne-am ridicat și am spus că ei nu ne vor doborî. Noi am votat. La alegerile prezidențiale am reușit o mobilizare fără precedent în toate colțurile lumii. Am stat în rând 6-7 ore, am parcurs sute și mii de kilometri până la cea mai apropiată secție de votare. Ne-am ajutat reciproc, ne-am găzduit reciproc. Am făcut totul ca să le demonstrăm că noi, împreună cu cei din Moldova, putem face istorie. Noi nu suntem ca ei, noi iubim această țară. Și am reușit. Am ales un președinte care a început schimbările în bine și care a pornit o luptă reală împotriva hoților. Un președinte cu care ne mândrim în fiecare zi și care a demonstrat că această țară poate fi altfel. Un președinte care muncește pentru oameni. Haideți, oameni buni, să alegem și noi o echipă care să lucreze cu acest președinte, care să facă locuri de muncă acasă, pensii mai mari, condiții de viață înalte, iar cei plecați din țară să vrea să se întoarcă pe la casele lor. Vedem cum hoții s-au unit ca să împiedice echipa PAS să câștige aceste alegeri. Ei vor să cumpere voturi. Vin cu minciuni și provocări ca să ne fure viitorul, să nu îi lăsăm să învingă prin șmecherii. Haideți să votăm cât mai mulți și de această dată ei nu vor reuși să ne fure votul. Oameni buni din Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Canada, SUA, România, Rusia, Spania, Portugalia, din toate țările lumii, căci ne-am împrăștiat peste tot în străinătate. Duminică ieșim la vot. Pe 11 iulie, diaspora votează PAS. Echipa Maia Sandu. Hai, diaspora! Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, duminică avem o putere de neînvins. Duminică, împreună, putem schimba destinul Chișinăului și a întregii țări. Am început acest proces în alegerile prezidențiale. Atunci când împreună am votat un președinte onest, competent și care își respectă promisiunile. Duminică avem șansa să dăm o nouă șansă Republicii Moldova, să pornim o nouă cale, o cale mai bună, cea a modernizării, a dezvoltării și a stabilității. De asta are nevoie țara noastră următorii 4 ani, de muncă și construcție. O gașcă de hoți care s-au perindat 30 de ani la guvernare ne-au tot furat și jecmănit. Noi am trăit în sărăcie și deznădejde, în timp ce ei se tot îmbogățeau, își cumpărau mașini de lux și palate. Aceste timpuri trebuie să ia sfârșit. Zilele în care ei tot ne-au mințit cu așa numitele drumuri bune, în care asfaltul era spălat de prima ploaie, trebuie să fie preschimbat în condiții normale de dezvoltare a localităților noastre. Atât drumuri bune, cât și grădinițe și școli moderne, cât și transport public de calitate. E vremea în care condițiile de trai să se ridice nu doar în Chișinău, dar și în întreaga țară. Dar pentru asta este nevoie mai întâi de toate să votăm un parlament corect, o majoritate care să ne poată da un guvern stabil. Dragi chișinăuieni, mulți din dumneavoastră poate duminică v-ați planificat anumite lucruri, dar vă încurajez ca mai întâi de toate să mergeți la vot. Fiecare vot va conta. Cu toții ne dorim o victorie a oamenilor corecți, a oamenilor cinstiți. Însă asta stă în puterea noastră, în puterea votului. Și noi trebuie să votăm mai mulți decât pot ei fura. Ca niciun furt, nicio șmecherie să nu le dea posibilitatea să mai rămână încă o zi la guvernare. Pe 11 iulie, stimați chișinăuieni, ieșim masiv la vot și votăm PAS. Dar până atunci, dați câte un telefon la țară, la rude, la prieteni, la cunoscuți și îndemnați-i să voteze PAS. Căci doar așa și doar împreună vom putea porni vremurile bune, atât pentru Chișinău, cât și pentru întreaga țară. Mersi. Друзья, для меня это первая избирательная кампания в жизни. За эти полтора месяца я объездила очень много сел и городов в Молдове, от Вулканеш до Бричан. И везде люди хотят одного, независимо от того, какой они национальности или на каком языке говорят. Люди хотят мира, справедливости и достойной жизни.
Нас очень долго делили на своих и чужих. Играли на наших чувствах, а в это время планомерно и эффективно обкрадывали. Пора положить этому конец. Я не политик, но точно знаю, что политику нельзя делать, раскалывая общество, навязывая людям страхи и взаимную вражду. Это подло, это манипуляции, это разрушает наше будущее. Те, кто этим занят, преследуют исключительно собственные интересы. И всем нам надоело. Надоело это слушать, надоело на это смотреть. Мы больше не позволим кому-то отравлять наши умы и сердца ненавистью. Нам с вами нечего делить. Мы были и останемся соседями, друзьями, гражданами одной страны. В наших общих интересах прогнать из власти воров и добиться справедливости и благосостояния для всех. Давайте в это воскресенье все вместе выйдем на выборы, чтобы построить новое государство. Сильное, честное, справедливое государство для людей. В парламенте я буду отстаивать права граждан Молдовы всех национальностей. Респект тот уамени дин Молдова, ин мод егал. Шевряу каей, сефие феричит, слоей акасе, индиферент. Пелимба пекарев ворбеск, саупе етние. Voi munci pentru că toți cetățenii să fie respectați, să fie în siguranță și să fie împliniți în țara lor. Pe 11 iulie să ne unim și să pornim vremurile bune. Stimați cetățeni, am 82 de ani, vă vorbesc din numele unui tată și bunic, a cărui copii sunt pisihotară și nepoții. Știți cât de des îi văd? Odată în 2 ani. Odată, din păcate, asemenea, trăiesc prea mulți bătrâni din țara noastră. Copiii noștri au plecat nu de viață bună, au plecat din cauza că ani la rând am fost conduși de hoți și mincinoși. Oameni buni, noi cei în vârstă am trecut prin multe greutăți și greutățile nu se mai termină. Am avut o tinerețe plină de lipsuri. Apoi am suferit când au plecat copiii de acasă. Am rădat. Apoi am fost mințiți cu indexații și pensii. După ce am lucrat cinstit o viață întreagă, trăim de fapt, nu trăim, dar o ducem de pe o zi pe alta cu niște pensii de batjocoră. Am răbdat, dar răbdarea noastră s-a terminat. Timpul hoților s-a sfârșit. E vremea ca copiii acestei țări să trăiască bine, nu găștile de bandiți. Din 2016 am susținut-o pe doamna Maia Sandu, de atunci încoace, zi de zi am fost alături de echipa PAS. Am fost în zeci de sate și orașe din Republica Moldova. Am vorbit cu oameni din Rădoaia, Talmaza, Ciuburceni, Corlateni, Recea, Pârjurta, Comrat și Cimișlea și multe altele. Toți îi spun același lucru, că răbdarea noastră s-a terminat și că trebuie să pornim vremurile bune, acum, cât încă există speranța să avem grijă de nepoții noștri. Stimați cetățeni, vă chem să ieșim duminică la vot, pentru ca toți bătrânii din această țară să aibă o bătrânețe ușoară, alături de copii și nepoți. Echipa PAS, împreună cu președintele Maia Sandu, vor îndeplini tot ce au promis, în primul rând, creșterea pensiei minime la 2000 de lei și compensarea integrală a costului medicamentelor pentru cei cu pensii mici, pentru un viitor acasă, pentru pensii bune, pentru ca să ne vedem copiii și nepoții mai des, duminică votăm echipa PAS. Mulțumesc! Bună ziua! Dragi prieteni, dragi tineri! În ultimele săptămâni, în această campanie, am făcut cunoștință cu mulți din voi, probabil cu sute de tineri, în sate și în oraș. Cu unii din voi am mers cot la cot în acest sat și oraș. Și eu mă bucur să văd că toți noi, tinerii, înțelegem că aceste alegeri, că de aceste alegeri depinde viitorul nostru acasă. Eu, cu toate acestea, știu că voi sunteți dezamăgiți.
că noi tinerii, mulți, prea mulți tineri, suntem dezamăgiți. Suntem dezamăgiți că au fost politicieni care au promis și nu au realizat. Că în politica din Republica Moldova, cu părere de rău, lucrurile se întâmplă fără ca tinerii să fie consultați sau tinerii să fie implicați sau să fie auzit nevoia și grijile tinerilor. Din cauza aceasta, acum mult prea mulți tineri stau pe valize, stau gata să plece din țară. Din cauza unor hoți care s-au pretins politicieni, mult prea mulți tineri le-a fost furat șansa să aibă o școală decent cu WC-ul în casă, înăuntru școlii. La mult prea mulți tineri le-a fost furat șansa să aibă un loc de muncă decent. La mult prea mulți tineri le-a fost furat șansa să creadă în viitorul Republicii Moldova. Și acest lucru, din cauza la hoții care s-au perindat la guvernare, tinerii au pierdut cel mai mult. Tinerii au pierdut încrederea că în Republica Moldova se mai poate de reușit acasă. Însă în aceste alegeri, dragi tineri, noi nu ne putem permite să rămânem dezamăgiți și cu mâinile în jos. Noi nu ne putem permite să stăm acasă în ziua votului. Noi avem de câștigat dacă ieșim la vot. Noi am dovedit acest lucru în noiembrie 2020, când sute de mii de tineri au ieșit la vot și au arătat că ei sunt o forță. Noi putem în aceste alegeri, dacă ieșim la vot, să câștigăm șansa unei vieți mai bune acasă, unei vieți diferite acasă. Avem șansa să câștigăm oportunitatea unor școli bine dotate, cu cantine, cu WC-uri, cu calculatoare, fără corupție. Avem șansa să câștigăm posibilitatea unui loc de muncă decent acasă. Avem șansa să câștigăm perspective în universitățile noastre, mai bune, care pot să fie mai bune. Toate acestea, dragi tineri, le putem câștiga dacă ieșim la vot pentru vremuri bune. Echipa PAS de la fondare a implicat mulți tineri și voi pe mulți îi cunoașteți. I-ați văzut la proteste, i-ați văzut în Parlament. Și peste tot, tinerii din PAS au arătat că ei lucrează pentru ca tinerii din Republica Moldova să aibă o șansă acasă și ca tinerii din Republica Moldova să conteze în fața autorităților. Acum, noi avem multe planuri. Noi ne dorim să renovăm în 4 ani toate școlile care nu au un WC-ul în interiorul școlii. Să nu mai avem WC-uri în curțile școlilor din sat. Și să avem apă curată și sanitație pentru copii. Pentru că asta este un drept fundamental și simplu și atât de necesar. Noi ne dorim să avem fonduri de susținere a antreprenorilor, tineri. Noi ne dorim să avem instituții publice care primesc tinerii la muncă fără corupție și respectă demnitatea și nevoile tinerilor. Noi ne dorim toate aceste lucruri pentru tinerii din Republica Moldova, dar cel mai mult ne dorim să reaprindem speranța că tinerii în Republica Moldova pot reuși tot ce își doresc ei. Și tinerii să reaprindem încrederea tinerilor în Republica Moldova, în casa lor și în ei însăși, în primul rând. Pentru aceasta, dragi tineri, trebuie să mergem cu toții la vot, masiv, să ieșim la vot cum n-am mai ieșit până acum și să votăm echipa Partidului Acțiune și Solidaritate. Noi cerem această șansă pentru că știm că noi putem livra pentru voi, că noi nu vă vom dezamăgi, pentru că suntem și noi tineri și vrem și noi să trăim în această țară. Duminică, pe 11 iulie, vă îndemn să ieșiți la vot, să votați echipa Partidului Acțiune și Solidaritate. Vă mulțumesc! Pe final, azi se încheie campania electorală. O campanie dificilă, însă plină de speranțe. Peste tot unde am mers, am văzut optimism în ochii oamenilor, speranță că de data aceasta vom reuși să alungăm definitiv hoții de la guvernare. Am mers împreună cu colegii mei în peste 900 de localități, cu ajutorul voluntarilor și peste 1000 de donatori. Vă suntem recunoscători pentru acest efort, pentru fiecare donație, pentru fiecare oră petrecută în satele din Moldova, de la poartă la poartă. Le mulțumesc echipelor PAS din raioane, din fiecare sat, din Chișinău, pentru dedicația și timpul dumneavoastră. Datorită vouă am reușit să facem o campanie extraordinară.
să le vorbim cetățenilor despre șansa noastră din 11 iulie, să câștigăm încrederea și susținerea oamenilor. Sunt mândru să fac parte din această echipă extraordinară. Vă mulțumesc fiecăruia pentru efortul care l-ați depus. Oameni buni, PAS știe ce are de făcut. Am dat țării un președinte care se ține de cuvânt și muncește în interesul oamenilor. Acum e timpul să dăm țării un parlament care să se țină de promisiuni și să lucreze în interesul cetățenilor. Haideți să facem așa încât luni să fie o zi de mândrie și nu o zi a regretelor. Să nu ne bazăm pe votul vecinului, prietenului sau a altora, să mergem la secția de votare și să dăm votul pentru viitorul nostru. Un vot pentru PAS. Vă mulțumim! Bravo! A fost cam conferință de totalizare. Dacă sunt întrebări doar de precizare, noi vom răspunde. Pentru alte subiecte, noi vom avea conferințe de presă separat. Da? Это была конференция о итогах избирательной кампании. Если есть вопросы, которые конкретизируют какие-то аспекты кампании, я согласен ответить. По другим вопросам будет отдельная пресс-конференция. Конкретно сегодняшнее событие «Ренормалистка», в настоящее время «Радио Свобода», Чехия. Решение о открытии не всех участков в районе границы с Приднестровьем. Дадон уже сказал, что это узурпация власти с вашей стороны. Как вы объясняете это решение? Понимаете ли его логику, с чем связано? Дадон последний человек, который заботится о интересах граждан Республики Молдова. Правительство, государство, Центральная избирательная комиссия и все суды должны руководствоваться в своих решениях интересов граждан Республики Молдова, где бы они ни были, в стране или за рубежом. Они должны создать условия для всех граждан, чтобы участвовали в честных, неподкупных выборах. Так и ваша позиция какая по закрытию этих участков, точнее, не открытию не всех? Повторяю, невзирая от места, где находятся наши граждане, в диаспоре или в стране, правительство, Центральная избирательная комиссия должна создать условия для всех граждан. А политиканы типа Дадона или его соратника, да, Воронина, у них интересы другого смысла. Как сохранить свои схемы и украденные деньги. Наши интересы – это защита прав наших граждан, где бы они ни находились. Спасибо. Браво! Успехов вам!